În acest weekend, în parcarea centrului comercial Catex a fost organizat un centru de vaccinare drive-thru. Persoanele care au dorit să se vaccineze au putut merge cu mașina sau pe jos în zilele de 22 și 23 mai, în intervalul orar 12-24, să se imunizeze fără programare. Pentru imunizare au fost folosite la alegere vaccinurile Pfizer și Johnson. Conform informațiilor transmise de Cezar Rădulescu, directorul DSP Călăraș, în cele două zile de campanie au fost vaccinați în total 459 de călărășeni. Este prima acțiune de tip drive-thru organizată la nivelul județului Călăraș. Fiind prima, suntem plini de speranțe că vom avea și o participare foarte bună a populației, cu atât mai mult cu cât este o zi frumoasă. Sunt de ales între Pfizer și vaccinul Johnson. Tinerii toți sunt așteptați, cei care vor să se vaccineze, fiind o zonă plăcută a orașului, pot merge și în spațiile comerciale care sunt în jurul parcării, se pot bucura și de verdeață și de și mai ales se pot bucura de faptul că pot profita de această ocazie de a se vaccina fără programare, în condițiile în care centrele de vaccinare au programul limitat până la ora 20, iar acțiunea de astăzi și de mâine se va desfășura până la ora 24, deci inclusiv cei care în prima parte a zilei și chiar în cursul după amiezii sunt ocupați, cred că acum au șansa de a veni în intervalul pe care l-am menționat, până între 12 și 24 să se vaccineze. Doamna doctor, există un număr limitat de doze sau indiferent câți doritori vor fi, veți avea doze suficiente? Indiferent câți vor veni și noi chiar vrem să fim surprinși așa de o avalanșă de doritori, indiferent câți vor veni, vom avea dozele necesare de vaccin. Intenționați să organizați astfel de acțiuni și pe viitor în județul nostru? Nu neapărat de acest tip, dar oricum dorim să organizăm mai multe acțiuni care să vină în întâmpinarea populației, să ne apropiem cumva și de zonele unde nu sunt centre de vaccinare sau unde medicii de familie nu sunt încă înscriși în programul de vaccinare, unde sunt persoane care au accesul mai dificil către centre. O să profităm de faptul că de acum o să înceapă vreme frumoasă și oamenii se pot bucura, se pot prezenta ca să se vaccineze și să ne vaccinăm cât mai mulți, astfel încât într-o perioadă pe care ne-o dorim cât mai scurtă să ne reluăm viața normală. Veți derula și acele campanii în comune pe viitor, săptămâna aceasta, săptămâna viitoare? Campaniile în comune sunt în curs de derulare. Noi deja am avut echipe mobile în mai multe localități rurale. Avem și în săptămâna care urmează în 6 localități rurale deja programate echipe mobile. Și evident că pe măsură ce se derulează campania, vom identifica și alte localități unde echipele se vor deplasa. Această activitate este prima de acest gen la nivelul județului Călăraș, la inițiativa Direcției de Sănătate Publică, bineînțeles, și este o campanie de vaccinare, drive-thru, autoturisme, bineînțeles, motociclete și tot felul de mijloace de transport, dacă vor fi prezente. Suntem încrezători că această activitate va avea succes și nu ne vom înregistra cu alte incidente și să sperăm că totul va decurge bine. Ce alte instituții mai sunt implicate pe lângă ISU și DSP? Pe lângă Inspectoratul pentru Situații de Urgență, mai sunt celelalte instituții, MAI, jandarmerie, poliție locală, echipajele de serviciu de ambulanță județean și, bineînțeles, voluntari SMURD.
pregătiți perfect, da? Clădirea e negra, 10 nivele, de la 8 la ora 20. Da, da. O să înțep acum, da? Pentru la verde. Unde e Sandra? Da, Sandra. Și soția? Soția a ieșit. A ieșit. Da, și al meu la Pfizer. La Pfizer. Să-mi posibil.